orice membru al partidului nostru să fie suspendat din calitatea de membru în care ajunge în faza de trimitere în judecată, deci nu urmărire penală, dar atenție, pentru orice faptă de natură penală săvârșită cu intenție. Nici nu știu cum să vă întreb, că mi-e rușine, sincer să fiu. Dar pe site-ul înaltei curți de casație și justiție, la celebru dosar, scrie așa, infracțiuni de corupție. Părțile din dosar, primul sunteți dumneavoastră, Dragnea Nicolae Liviu. Noi știm că n-a fost corupție la referendum. Știu că sunt alte chestiuni. Noi în partid le-am tot discutat. Dar ce fac eu acasă când mă întreabă maică mea? Primul întrebare. Băi, dar Dragnea ce face? Ce facem acolo? Eu nu am răspuns. Mihai Sturzu se dezice total de politica partidului din care a făcut parte și de modul în care sunt stabiliți candidații PSD. Tocmai de aceea a decis să intre în competiția pentru primăria Brașov ca independent. A fost circul circului la PSD. Deci la aceeași masă, la un cap de masă erau candidatul fost independent, actual membru PSD, Cătălin Leonte, cu actualul președinte, amândoi impuși de Dragnea de la centru, și spuneau că noi vom face ordinea de PSD, eu sunt candidatul PSD. În partea cealaltă, Răzvan Popa cu Constantin Niță, deci cealaltă aripă de PSD, a spus, nu, noi suntem, că facem și vă arătăm noi vouă. Problema știți care a fost? Au început să plece oamenii din partid. Nu mai e problema mea acum ce face PSD-ul. Cu Liviu Dragnea când ați vorbit ultima dată? La congresul TSD din decembrie, când mi-a adresat niște cuvinte pline de încurajare, care probabil fi trebuit să mă facă să mă tem, dar uite că nu a fost așa. Congresul TSD a fost momentul în care Sturzu a cerut reformarea partidului, dar planul său a avut puține șanse de reușită. Dom'le, cum putem noi, la 26 de ani după Revoluție, să mai avem o problemă legată de comunism? Păi avem! În România avem o problemă legată de comunism, pentru că oamenii care au condus țara pe sistemul comunist o conduc și astăzi. Punct. Acum le cere tinerilor să nu își pună speranțele în partidele măcinate de corupție și să își aleagă o carieră în politică atunci când sunt deja pe picioarele lor.